Dragii mei, bine ați revenit la Alchimistul din Tine. Astăzi v-am pregătit o mare surpriză. Nu știu ce m-a apucat să promovez tinerii, dar nu doar să promovez tinerii, adică știu ce m-a apucat, sunt bătrân. Dar să vă arăt și alte căi. Ca principiu, există două magistrale de punere în stare de sănătate. Cu prima v-am delectat de un an de zile și anume plecăm de la suflet și ajungem la trup. Cealaltă magistrală de abordare este la fel de veche ca și specia noastră și este invers. De la trup se ajunge la suflet trecând prin rezolvarea problemelor emoționale, deci trecând prin corpul emoțional, după cum v-am tot împuiat capul, emanația structurii noestice a sufletului, pentru ca sufletul să poată comunica cu trupul. Nu este o noutate totuși, pentru că, mai țineți minte, v-am prezentat vreo două, trei emisiuni cu pase magice și cu exerciții de Qigong. Deci am abordat puțin, am atins, v-am dat un flavor a ceea ce se numește prima cale sau a doua cale, luați-o cum doriți, ambele căi, și de la suflet la trup și de la trup la suflet, fiind la fel de eficiente. În plus, vă anunț, înainte să vă prezint invitatul surpriză, vă anunț că în această sâmbătă, sigur va fi vreme frumoasă că vă dușesc eu, în Parcul Herăstrău, la ora 11, rețineți, Parcul Herăstrău, ora 11, întâlnirea la 11 fără un sfert, la Roată. Știți unde la Roată sunteți bucureșteni, majoritatea dintre dumneavoastră telespectatorii. Ne vedem pentru două clase de workshop. Eu mă voi ocupa vreo 3 ore de pase magice și de Qigong, în poienița mea, și invitatul surpriză, care este invitată, Ioana, este lângă mine. Ioana se mai numește și Cica, este fiica mea. Noi suntem, se pare, un neam de vraci, de șamani, de terapeuți. Ioana va face tot de la, pornește de la trup, pentru ca să ajungă la corpul emoțional și la suflet, va face o clasă, un workshop, tot de vreo două ore jumate, trei ore, de găselnița ei, invenția ei, care se numește Catartix Aerobic. Nu vă speriați, flăcăii verzi ca și mine și doamnele de generația mea, nu o să faceți fric-flacuri, este ceva asemănător cu pasele magice. Ioana va avea grijă să nu vă supra-solicite. Desigur, după cele două minunate antrenamente, vom dezbate pe una din terasele din minunatul Parc Herăstrău. Ei bine, Ioana, explică-ne tu ce te-a apucat, ce faci, cum ai ajuns să faci un aerobic complet diferit față de aerobicele de tip Jane Fonda, cu care suntem obișnuiți, și spune-ne despre sistemul tău terapeutic. În primul rând, mă bucur foarte mult de invitația aceasta, mă simt extrem de onorată că sunt aici și sper ca în fiecare secundă să vă pot da o informație și să vă pot transmite din suflet o informație cu care să rezonați, care să vă ajute, care uneori să vă ghideze atât cât pot în momentul de față, prin cadrul unui ecran, chiar dacă nu sunt lângă voi fizic, poate cu sufletul sau cu gândul sunt alături de foarte mulți. Fac asta de 17 ani, anul ăsta 18 ani.
Anul ăsta 18 ani. Ai majoratul. Am majoratul, da. Am trecut în altă ligă. Și întotdeauna m-am întrebat de-a lungul anilor cum să ajung la cât mai multă lume prin ceea ce fac. Ceea ce fac eu nu-l mai numesc un aerobic și atât. E un cardio, e un exercițiu. Nu lucrăm cu aparate, lucrăm cu greutatea corpului și ceea ce fac prin Catartix este de fapt să îmbin diverse mișcări, dacă uneori mai dinamice, alteori mai statice. E o mixologie personală pe care am creat-o în toți anii ăștia de practică din experiența de zi cu zi, de a sta în sala de sport, de a cunoaște oamenii, de a sta lângă ei și de a vedea în mod deosebit ce nevoie au. Am învățat pe pielea mea de-a lungul anilor că fiecare experiență pe care am trăit-o, am experimentat-o și am dus-o prin sport. Uneori m-am antrenat mai tare, alteori mai puțin, nu a existat un nivel specific. Și am învățat că sportul înseamnă, poate să însemne, o susținere, o detașare, o degajare energetică, o eliberare emoțională și, în mod deosebit, o eliberare a tensiunilor din corp. Pentru că, mai întâi, simțim absolut orice trăirea noastră în corp. De exemplu, eu fiind ușor stresată astăzi, mâine o să mă doare probabil un genunchi, o să fac mai multe abdomene. Catartix a venit ca un program de antrenament adresat oricărui om. Antrenez în același timp diverse vârste, o grămadă de copilași. Îmi place ideea ca mamele să poată să vină împreună cu copiii, pentru că consider a fi extrem de important ca un copil, asemenea mie. Tu ai făcut asta cu mine? Cum reușești tu, asta e o întrebare nu retorică, pentru că eu m-am izbit și eu de aceeași problemă, e o problemă grea. Într-o singură oră să ai trei generații. Să ai copii, să ai sportivi, sportive care vor să transpire, să ai persoane supraponderale de 100 de kilograme pe care nu le țin genunchii și să ai septuagenare și să faci un program coerent astfel încât fiecare să se simtă că primește ce are nevoie. Cum reușești tu? Eu m-am izbit de problema asta la antrenamentele, la stagiile de karate, când aveam aceeași problemă ca și tine. Tu cum ai rezolvat-o? Catartix nu are mișcări complicate. Nu vine cu mișcări greoaie, mișcări dificile. Nu trebuie să fii sportiv de performanță, nu trebuie să fii făcut sport vreodată, punct. Dar intensitatea exercițiului o duce fiecare om în funcție de vârsta și specificațiile lui medicale. Asta înseamnă că eu, Ioana, să zicem, sar mai tare sau mă plec mai jos sau fac ceva mai dificil ca și complexitate. În schimb, în restul grupului, fiecare lucrează la nivelul lui. Iar treaba mea și experiența mea este să știu aici încep tu și de aici urcăm. De aici învățăm, de aici mergem mai departe cu mișcările pe care le facem în grup deodată. Da, am avut o experiență recentă la Timișoara. Am făcut în parc un workshop de pase magice și spre surprinderea mea și apoi uriașa mea plăcere, a participat timp de o oră la antrenamente un cetățean, un domn care avea un singur picior. Și s-a descurcat, avea proteză, bineînțeles, și s-a descurcat foarte, foarte bine, a fost încântat. Ioana, spune-ne de valențele terapeutice și pentru ce afecțiuni psihosomatico, emoționale, fizice, ce-or fi, ce ai întâlnit tu în cariera ta de terapeut altfel? Am întâlnit divorțuri. Toate asta, e o boală. Asta e o boală endemică. O boală poate endemică. Nu e o boală, nu totdeauna. S-ar putea să fie o însănătoșire, da. Dar
până una alta, în momentul, în punctul I. Deci, primul, în cazul femeilor, în mare parte, divorțul reprezintă... Ai trecut și tu prin Am trecut și eu prin asta, dar nu sunt o floricică, sunt ok. Da. Boli de la mic, de la mic la mare. Boli... Mai ales boli somatice datorită blocajelor incredibil, emoționale. Deci, cel mai greu lucru pentru un instructor, ca mine cel puțin, în numele meu vorbesc, este să te apropii de un om care este complet blocat și complet, absolut închis, complet da. Închis și să știi că tot ce faci, tot ce vorbești cu el, ți se pare ca și când îl înveți să meargă pentru prima oară. Și atunci preferi să-l pui să se miște ca să-și elibereze Trebuie să te deblochezi undeva. Emoțiile, să produci o breșă. Îmi trebuie o breșă. Îmi trebuie o breșă. Catartic înseamnă să-ți caut breșa. Da. Pentru mine înseamnă. Pentru mine asta înseamnă pentru că știu că sportul este mai mult decât o mișcare fizică. Știu ce înseamnă eliberarea prin sport atunci, atenție, atunci când combin cu experiență, cu cunoaștere, exercițiile, când le îmbini. Există o îmbinare. E ca o ciorbă perfectă. O ciorbă de legume minunată în care îți pui o grămadă de ingrediente, așa este și o mișcare, așa este și un set de exerciții. Îmi dau seama câtă experiență, câți ani îți trebuie și câți oameni trebuie să-ți treacă prin mână ca să poți să ajungi la un sistem. Și sunt atât de recunoscătoare că nu mi-a fost tot timpul ușor, poate n-am văzut lucrurile totdeauna la fel, nici într-un caz nu le-am văzut la fel. A evoluat. Catartic s-a evoluat de-a lungul acestor ani. A evoluat împreună cu tine. A evoluat împreună cu mine. A evoluat împreună cu divorțul meu, cu maturizarea mea, cu toate trăirile mele de femeie într-o viață socială, cu a vedea prieteni dragi cu boli serioase care vin și se regăsesc sau uită, își ies din linearitatea problemei, din... Cred că pot să spun că sportul pentru mine, catartic pentru mine, înseamnă să aduci magie în viața ta prin sport. Poate sună pompos, poate patetic, sună da. Patetic, poate sună, dar eu cred în magie. Eu nu cred în linearitate. Dacă ar trebui să alegem ceva linear, mergem la magazin, mergem acasă și ne culcăm și viața ne aduce probleme și atât. Nu evoluăm. Cred în evoluția noastră. Cum vine ea? Egal cum vine ea. Poate uneori pentru unii, cei care au ajuns la mine de-a lungul anilor, a fost mai ușor prin sport. Uneori, când nu știi la ce ușă să bați, sau poate nu te-ai dus chiar la Freud, nici la Jung, nu ai ajuns nici la Doru, nu ai ajuns... Egal, n-ai ajuns. Acolo poate te duci la o sală de sport și zici, bună ziua, bună ziua, ce cursuri aveți? Fac și eu ceva. Și vă rog, cu orice instructor, în orice sală de sport din lumea asta, nu contează, mergeți cât se poate de deschiși, nu contează, n-ați fost niciodată, nicio problemă. Mergeți și descoperiți magia, experiența pe care o aveți în momentul ăla. Nu vă închideți în fața experienței. Nu plecați de la premisa, eu n-am făcut niciodată sport, eu nu pot să fac asta. Eu nu am sunt intrat... Prea bătrân, sunt prea bătrân. Nu, asta. Nu. Nici într-un caz. Am întâlnit toate grupele de vârstă. Draga mea elevă, de câțiva ani buni, are un 78 de ani. Este o femeie incredibilă. Cea mai tânără eleva mea are 8 anișori. Vine împreună cu mama ei. Deci, am predat bărbaților, la bărbați un pic diferit și în ciuda e comic. Bărbații se deschid mult mai ușor decât femeile. Într-un antrenament de grup. Absolut mult, mult mai ușor. Au o deschidere așa. Noi atât o gândim, atât o dregem, atât o scoatem din iCloud, atât o... Dacă pui accentul pe corelarea unui anumit mod de a respira cu exercițiile,
ca să nu dăm, să nu dai senzația că este o țopăială în care toată lumea gâfâie și respire complet aiurea. Cum faci tu când folosești strigătele, explozia energetică pentru ca să eliminați emoțiile? Povestește-ne despre asta. Prima parte, intro-ul orei, unei ore, este un stretching dinamic, mai un pic mai alert, niște mișcări un pic mai rapide decât un mers pe stradă normal. Cam în 10 minute, 12 minute deja o echipă, chiar dacă este nou formată, deja se armonizează. Caut armonizarea echipei în primul rând. Odată ce ajungi la armonizarea grupului cu care lucrezi, care poate să fie nou-nouț de fiecare dată, urmează creșterea tempului, creșterea dificultății mișcării, intensității mișcării, tensiunea pe care o pui pe musculatură. Deci începem după aia, pas cu pas, să începem să ne simțim mușchii, să ne simțim corpul. Prin mișcări, bineînțeles, specifice. Poate să fie mici sărituri, poate să fie poziții joase pe care le menținem o anumită perioadă. Deja, după prima parte de armonizare, intrăm într-o parte mult mai dinamică, mai de tonifiere, ca să-i spunem așa, mai bazată pe strict grupe musculare. După această parte apar momentele de bătăi de palme, foarte importante, de fiecare dată ne-au ieșit foarte bine, de anumite zgomote, de anumite chiurituri de ale noastre, nu urlete, nu cine știe ce, dar e o eliberare specifică care vine treptat, vine gradual. E ceva ce trebuie să simți pe pielea ta, trebuie să o experimentezi pe pielea ta. De asta chiar vă aștept cu mare drag să facem acest lucru împreună în workshop-ul pe care ni l-am planificat. Respirația este de-a lungul întregului program un element vital. Pentru că, în primul rând, partea de armonizare, tu ai venit plin cu încărcătura zilnică. Eu, în armonizare, eu trebuie să eliberez asta. Apoi, corpul vine pur și simplu și rezolvă el de la sine. Cu excepția momentelor în care te gândești prea mult. Eu acum trebuie să respir. Acum, dacă ridic genunchiul, eu trebuie să respir așa. Încercați să nu vă gândiți, corpul știe ce are de făcut, întotdeauna. El face singur. Sfârșitul este poate cel mai important din punct de vedere al respirației, pentru că atunci eliberăm ultima părticică din ce a mai rămas. Da, prin respirații specifice. Prin inspir, expir, pe anumiți timpi, prin anumite tehnici. Da, așa fac și eu la respirație pranică, la tehnicile de respirație pranică. Foarte interesant. N-am vorbit noi doi de mult de ce faci tu. Uite, pentru că noi ne aflăm la o televiziune de spiritualitate. Dragii noștri telespectatori, probabil că unii dintre ei au făcut sau mai fac mișcare, dar sigur nu rup ușile sălilor de fitness fancy din orașele mari din România și îi putem înțelege de ce nu o fac. Cum să depășească? Bine, tu i-ai invitat pe toți să intre, să spună unui instructor, oricărui instructor, primului instructor pe care îl vede în față, ce probleme are, ce probleme fizice are, care să vină și cu buletinul medical. Noi suntem oameni care ne-am perindat prin sălile de sport, știm ce se întâmplă în sălile moderne, nimic de judecat în treaba asta, foarte bine, dar în care se pune accentul pe selfie-uri și pe o fațadă glamuroasă,
fără niciun fel de bază în spate. Fără să judecăm, dar trebuie să ajungem, cum ai zis tu, la sufletele oamenilor. Da? Da. Și să-i povățuim cu povețele noastre, căci doar asta avem, povețele exact. Noastre. Cum vezi tu lucrurile? Totuși, eu nu cred că în orice sală de fitness, în orice gym, există clase de eliberare emoțională prin mișcare. Desigur, există clase de pilates, care știm, de yoga. Astea nu se pun. Da? Dar haide să ne ajut să îndreptăm, să dirijăm mai cu adresă cei care vor să încerce metoda ta sau una similară. Ce să caute? N-am ce să spun specific la asta. Fiecare va ajunge pe principiul rezonanței în momentul în care are nevoie, va ajunge la omul de care are nevoie. Eu, în primul și în primul rând, promovez, faceți o experiență, mergeți deschiși către ea. Și eu am fost un instructor la începutul meseriei. Acum 18 ani am fost un instructor care a predat cursuri tradiționale de aerobic, dance aerobic și așa mai departe. Cam toate. Și de fiecare dată simțeam că ajung în fața unei uși, eu cu mine. Nu-i destul, nu fac destul. Le dau mișcări prea complicate, le dau ceva ce eu pot să fac bine, că asta mi-e meseria, dar ceilalți nu mă pot urmări. Mă duc și nu-i destul. Nu fac destul. Pot să te slăbesc, nici măcar asta nu mi iese. Fac așa un fel de... Mă simțeam pur și simplu că nu mai pot să fac un circ în care eu nu cred. Da, facem sport, mișcarea e bună, tot ce e drept, minunat. Așa am ajuns la forma Catartix, de fapt. Când celelalte sisteme au reprezentat pentru mine nu a fi destul. Aveam nevoie de ceva mai mult, vreau să dau mai mult și așa s-a întâmplat. Și poate vrei și pentru tine mai mult. Îți căutai o metodă de autoterapie prin mișcare. Da, am aplicat-o pe mine de-a lungul anilor zi de zi, zi de zi. O aplici pe tine foarte mult până o aplici pe alții. De asta durează foarte mult timp să faci, anaibii de mult timp să faci un sistem în condițiile în care până o aplici pe tine, până te gândești tu, până te doare pe tine, până te doare fiecare părticică din tine cu ceea ce faci tu, până îți expui trăirile tale în ceea ce faci. Și după aia te duci și faci asta cu cei care vin la tine, dorindu-ți foarte tare să-i ajuți și să le faci un bine. Și după aia din nou înveți împreună cu ei, înveți prin fiecare boală pe care au avut-o, prin fiecare trăire emoțională, prin fiecare criză, prin fiecare depresie, prin bătăi, fugi de acasă, tot ce se poate în lumea asta în ultimii ani am întâlnit într-o sală de sport. Absolut. Du-te într-o sală de sport, le găsești pe toate. Tu personalizezi mișcarea sau mai ales ritmul în funcție de afecțiunea emoțională care o are un client de-al tău? Adică, dacă ai în aceeași oră trei nevrotice sau nevrotici, că și noi băieții venim tare din urmă, două persoane care tocmai au primit o veste foarte, foarte proastă vis-a-vis de sănătatea lor, adică boli din alea, acele boli ale căror nume nu avem voie să le numim, mai ai două persoane obeze, doi șchiopi, că și-au rupt ligamentele încrucișate la fotbal, cum îi observi cum se mișcă, cum le observi eliberarea emoțională, cum le pescuiești, le miroși blocajele emoționale, pentru că un blocaj emoțional îți blochează o parte a corpului. Absolut. Legată de emoția Absolut. Respectivă. Absolut. Cum faci, dacă faci și ce faci?
Poți să ne dai și exemple reale. Zi secretele, zi tot. Spune tot. Bun. Acum trebuie să facem o pauză, trageți sufletul și continuăm după. Bun. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze, sau dacă lăsai singur, îi să te ia filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine. Acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că Torserul e cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat. L-am pus exact pe locurile dureroase. Durerile au încetat. Mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus Torserul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat știți că are efect oriunde vă aflați. E bine, am revenit. Ioana, acum m-ai punctat. Te rog să ne descrii. Mai ții minte ce te-am întrebat, că eu am cam uitat. Nu mai vreau să ții minte, că m-ai pus să zic tot. Zi secretele. Secretele. Cum fac într-o situație, tocmai m-ai pus în cea mai... Coșmar de situație, furtuna perfectă. Prin iubire. Da, sigur că da, evident. Prin iubire. Nu. Exercițiu, mișcarea în sine, pe care eu o propun în egal ce moment, îl duce absolut fiecare... singur. Este fascinant. Totdeauna, ani de zile, m-am gândit, măi, cum fac să-i personalizez eu? Eu vin, îți dau o fișă, îți personalizez absolut tot. Poți să stai și în cap și în limbă, Ioana, nu există răspuns la ceea ce ai căutat. Mult mi-a luat să-mi dau seama că eu, de fapt, căutam degeaba. Răspunsul era în fața mea. Omul face singur. Omul se reglează singur. Problema este că noi, ca instructori, programul pe care tu, ca instructor, în cazul meu, Catartix, programul meu, trebuie să-ți permită libertatea de a regla tu și de a doza tu în funcție de nivelul tău din momentul respectiv. Indiferent de vârsta ta, de trauma ta, de nivelul tău de sport, de egal câți factori. Tu deja știi, numai că ești blocat în ideea în care nu. Trebuie să te miști după instructor exact cum face el. Tu trebuie să faci exact așa. Tu trebuie să faci căla din stânga, din dreapta, din față, din spate. Nu. Eu, ca instructor în Catartix, vin, propun mișcarea. De multe ori sunt în fața oamenilor. Dar odată pusă mișcarea, vin printre voi. Eu nu mai predau. Eu nu am nevoie să te iei după mine. Eu am nevoie să faci tu mișcarea, să înțelegi tu mișcarea. Eu te pot susține în mișcare, te pot corecta la centimetru. O mișcare, un ung greșit într-o mișcare, schimbă fundamental un exercițiu. Deci, Catartix prin mine ca instructor dă posibilitatea oricărui om să nu fie nevoit să copieze instructorul respectiv. Da, eu îți propun mișcarea. Tu, cu mintea ta, cu sufletul tău, cu toate structurile tale, egal unde or fi ele, dacă-s cu tine mai plecate, mai așa, să faci mișcarea ta, să îți personalizezi
tu mișcarea. Pentru că eu, ca instructor, nu o să vin să zic, dacă tu îmi ridici piciorul până, nu știu, 10 centimetri în loc de 30 de centimetri, nu e treaba mea să vin în prima secundă să zic, hei, 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 sus piciorul. Nu, vedem, ducem piciorul pe măsura ce poți tu. Deci, pur și simplu, libertatea, ăsta e secretul. Dă-i omului și structurile pe care le are, dă-le tuturor libertatea să se miște singur și să nu trebuiască să copieze pe cineva. Îmi aduc aminte că am făcut un curs, acum mulți ani, de Qigong primordial. Obișnuit cu rigoarea antrenamentelor vechi de mii de ani ale asiaticilor. Am crezut că nu este locul meu acolo. Pentru că regula era că nu era nicio regulă. Maestrul nu te învăța nimic, te pornea cumva emoțional, asta a fost foarte tulburător un pic pentru mine, învățându-te, inițiindu-te, îți făcea un acordaj foarte scurt cu un simbol, la fiecare sesiune cu alt simbol, te punea să spui două, trei, să murmuri două, trei mantre, sistemul chinezesc, și apoi nu mai trebuia nimic. Fără muzică, fără nimic, eventual cu un murmur interior, da? Lăsai corpul să se miște sau să stea cum dorește el. Lăsai emoțiile, da? Emisiile sufletești care colcăie în noi, uneori colcăie, alteori și este mai grav când nu se fac simțite, când stau, cum zic eu, în tomberon, liniștite, emoțiile încep să pună corpul în mișcare. Da? Să pune corpul în mișcare. Și emoția care pune o anumită parte a corpului în mișcare, plus minus sunete, era la un moment dat ca la o clasă de balamuc. Da? Eliberează tensiunea din corp, corpul care se mișcă facilitează scoaterea la suprafață a emoției vechi, refulate, și dizolvarea, transmutarea ei, de data aceasta, inclusiv prin transpirație, de ce nu? Este foarte logic ce spui, mie mi se pare logic că lași corpul să se miște și nu pui presiune deloc pe oameni care poate n-au făcut sport în viața lor. Drept urmare, eu l-aș numi mai degrabă un sistem terapeutic prin mișcare în calea cealaltă. Plecăm de la corp să ajungem la corpul emoțional, să rezolvăm problemele emoționale și sufletești. Deci, eu așa-l văd ca un sistem terapeutic, de altfel și denumirea. Și eu. Și denumirea. Da. Eu, purificare prin sport, în prin traducere, mișcare, prin mișcare. Da. Dar diferența dintre povești, dintre povestea ta și povestea mea, diferența de mișcări, de fi liber în mișcare, este că la mine, din exterior, pare extrem de structurat. Îți pare ca o oră de cardio normală. Ceea ce este anormal este cum combin eu mișcările, cum combin trecerile de puls, de ritm cardiac. Scăzut, mai crescut, mai domol, nu o să vin peste nici un cursant de-al meu sau cursantă și zic, acum tu sari, nu știu, 5 minute în continuu și după aia mai sari încă 10, că te-am eliberat emoțional, acum te-am rezolvat de tot și după aia, evident, nu-l rezolvi. Deci nu. Poate sari, nu știu, acum am dat un exemplu cu săritura. Mergem pe ceva simplu, ca exemplu. Sari 5 secunde.
după care vei avea o poziție foarte joasă pentru încă 10 secunde. După care vine altă poziție care combină primele două poziții și așa mai departe. Și pe măsură ce aceste exerciții se combină și se îmbină, apar aceste elemente de eliberare emoțională prin eliberarea tensiunilor fizice în cazul meu. A umerilor extrem de încordați. Tensiuni fizice care se datorează unor tensiuni emoționale, exact, care se depozitează, exact, în mă doare corpul piciorul nostru. Brusc, mă doare un umăr. Constat că nu știu de ce mi s-a întâmplat sau de asta, nu știu de ce nu dorm bine noaptea și când mă trezesc dimineața sunt complet pușcat sau pușcată la spate, ca să zic așa. Asta a fost termenul care s-a folosit la momentul respectiv. Și de fiecare dată cauza a fost simplă și rezolvarea a fost și mai simplă. Așa, niște mișcări simple, de sport simplu, de simplu, dar la nivelul de mobilitate și de experiența omului cu care lucrezi. Ai avut, desigur că ai avut, tu îți numești sistemul tău terapeutic prin mișcare, prin sport, catartix. Asta vine cu siguranță de la catarsis. Da, corect. Noi așa, telespectatorii, sunt foarte familiarizați cu catarsis. Deci, catarsis este o stare de transă prin care te eliberezi. Prin care te eliberezi emoțional și sufletește. Toți terapeuții știu că apare, când începe eliberarea, apare ceea ce se numește generic criza de vindecare. Ai avut situații, întrebarea este retorică, ai avut situații în care, cum să spun, a crăpat vasul în timpul orei prin somatizări, prin plânsete, prin crize de vindecare? Da, mi s-a întâmplat de nenumărate ori. Mi s-a întâmplat de nenumărate ori prin plânsete, de obicei. Pur și simplu ajungeam, eram 50 într-o oră. Și la un moment dat, eu, cum spuneam, nu stau tot timpul în față, mă plimb întotdeauna. Tu ești în contact în permanență și urmărești reacțiile, nu? Deci dacă suntem 100, sunt în contact cu fiecare în timpul orei. Din nou, e experiența și experiența sistemului, experimentarea sistemului meu. Da, sunt cu tine, sunt în fața ta, dar sunt pe lângă tine tot timpul și când ți se pare că nu te văd, te văd. Ce faci când... când o clientă, un client de-al tău, intră în criză? Îl tragi pe dreapta, îi plângi de mile sau îi schimbi exercițiu, stai să-l susții? Uneori mi s-a întâmplat să fie nevoie să îi zic mai cinci. Mai cinci, că nu te-ai spart încă destul de tare. Și dur un pic, da? Mai cinci. Da? Nu te-ai spart încă un pic de tare. Am tendința în ore să vorbesc așa. Cu cât vorbesc mai liber, cu atât nu pun bariere între mine și omul de lângă mine. Categoric nu este un sistem care folosește psalmii. Nu. Nu. Deși că de multe ori recomand rugăciunea. Da, da. Așa. Deci, mai povestește-ne cu gestionarea crizelor. Varianta 1 pe care am dat-o, pe care am făcut-o, nu? A fost live. Se întâmpla live. Varianta 1, încă 5. De ce încă 5? Pentru că nu era încă în faza... Nu plânge destul de tare. Nu plânge destul de tare. Și dacă nu plânge destul de tare, măcar să te doară destul de bine, ceea ce înseamnă că tu deja arăți bine. Deci măcar treaba de instructor în sistem fizic eu mi-am făcut-o, după aia vedem. Tu deja oricum când te uiți în oglindă și vezi cât de bine arăți, îți mai trece. Așa? Bun. Și varianta 2, dă înainte că nici unul de aici nu-i mai bun. Și la dă înainte a ieșit râul
Ce faci cu persoane cu nevoi speciale? Care au semiparalizii, care se mișcă mai ciudat, care au nevoi speciale. Cum abordez? Cum ai exerciții speciale sau nu? Nu. 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 Suntem asta e fain, mie îmi place treaba suntem asta. Acolo, le indiferent... Le fac să creadă că sunt la fel de normal ca ceilalți. Nu? Singura barieră pe care am avut-o în cazul în cazul persoanelor nevoi speciale, nevoi speciale a fost când am intrat cu domnișoara în cauză, în ora am intrat eu cu ea și am avut rugămintea ca domnișoara să stea lângă mine. Deci singurul tratament special pe care l-a primit domnișoara în cauză a fost să stea lângă mine, pentru că putea să de la muzică, de la zgomote, de la agitație, eram 50 de oameni, 60 de oameni, de la agitația de lângă ea să nu cumva să intre într-o stare de criză. Da. În care își pierde controlul, se sperie, trebuia în primul rând să fiu acolo. Nu mi-am făcut deloc griji că se poate răni sau așa, pentru că mișcările pe care eu le propun sunt simple. Nu combin prea mult. Mișcări naturale. Sunt mișcări naturale, sunt simple, ca și mersul pe jos. Că după aia le mai echilibrăm cu timpul, că ne mai uităm într-o parte și în alta și îmbunătățim, e de diferit. Deci, am intrat cu domnișoara în oră, am rugat doar să fie lăsată lângă mine. Singurul zid de care m-am izbit a fost că mulți din cei care erau s-au închis ei și se uitau, dar de ce? Aia a fost prima experiență pe care au trăit-o ei, eu nu. Eu m-am comportat absolut, absolut natural. Și după acea etapă de armonizare de care vorbeam acum ceva timp, lucrurile au intrat în făgaș normal. S-au petrecut armonizarea la aceeași oră? Sau, la aceeași oră. După 15 oră. Minute, când toată lumea a început să alerge împreună, da? Ceea ce am făcut eu diferit este că nu am tratat-o eu special, pentru că eu n-am considerat-o specială. Am considerat-o la fel de suflet cum suntem noi toți, fiind acolo să se antreneze împreună cu noi, să se găsească pe ea, să se liniștească și să-și facă prieteni. Pentru că una dintre problemele acestor persoane să-și facă prieteni. Da, este să-și facă prieteni. Și, pe de altă parte, această fată a ajutat incredibil cei care s-au uitat un pic dubios. Da? Pentru că în 15 minute oamenii ăștia s-au deschis, sunt prieteni pe viață. Da. Când ea nu putea ceva, mă trezeam că venea câte una mai veche. Nu, eu te ajut, eu. Deci se susțineau, o trăgeau, hai alergă mai mult, hai facem asta mai mult. Deci când lași lucrurile să curgă, lucrurile curg. Când încerci să pui controlul pentru o secundă, ți-au scăpat lucrurile din mână. E ca și în viață. Tu faci și antrenamente private, da. Adică cu o singură persoană. Da. Spune-ne câteva cuvinte, cam cum și ce blocaje emoționale ai deblocat tu prin mișcare. Nu tu deblochezi, noi știm că Eu ascult. Și când ai făcut antrenamente private, cam ce tipologie îți vin la antrenamentele private, cât durează și ce faci? Antrenamentele private, de personal training, ca să zicem așa, private, de obicei durează o oră, dar în funcție de necesitățile pe care le consider în momentul respectiv, poate să dureze și două ore. De ce? Pentru că persoana X, zicem, n-a făcut sport niciodată.
Are 50 de ani? Da. În divorț? Hai, mai adaugă. Creează-ne un prototip dezastros perfect. Da. Într-o regăsire totală, într-o spargere a fostei identități pentru regăsirea uneia noi, o cristalizare a ceea ce adică cristalida să iasă din, să transformă și depinde în ce? În fluture multicolor sau într-o molie? Da. Cap de mort. Da, am învățat că, aș zice ca instructor, dar nu vreau să zic ca instructor, noi ca oameni avem posibilitatea să schimbăm la rândul nostru viețile altora așa. Uneori cu un zâmbet, cu o faptă, cu un gest, cu un lucru atât de mic pe care noi nici nu ne dăm seama în momentul respectiv că l-am făcut, uităm, e banal și l-am făcut. Contează foarte mult cum încerci să schimbi viața unui om atunci când te bați să o faci. Pentru că e o asumare. Din poveștile noastre îndelungate, știu că, în special în antrenamentul privat, vrând nevrând, te transformi într-un psiholog. Măcar într-o persoană care ascultă. Îți spun aceste cliente ale tale, acest client ai tăi, îți spun, încep să spună, să deschid, îți spun poveștile lor, îți relatează emoțiile lor, blocajele lor. Da. Adică vin să-și ceară un fel, chiar dacă nu se prind la început, să-și ceară un fel de rețetă. Uite, eu am problemele astea, am problemele acestea emoționale, sunt în depresie sau nu pot să dorm, sau concepem o rețetă de exerciții, de respirații, un program pentru problema mea? Nu. Deci asta descoperi pe măsură ce cunoști omul, pe măsură ce te antrenezi cu un om. Zi de zi, curs de curs, oră de oră, pentru că omul, când a ajuns la mine, la tine, e deja închis. Omul de-abia așteaptă să zică, dar nu știe cu ce să înceapă, că s-au strâns prea multe. Care or fi fost? Că deja când ai ajuns să vrei să schimbi ceva, acum, să schimbi ceva acum, că nu se mai poate, tu deja ai adunat... E tomberonul plin. Tomberonul e plin, se revarsă, deci tu te duci la cineva, în primul rând, te duci, oare am încredere? Oare n-am încredere? Oare să-i zic, să nu-i zic? Iar mă lovesc de cutume sociale. Primul antrenament, ne întâlnim, ne cunoaștem, ne antrenăm. Atât. Ne mișcăm împreună. Ne armonizăm, să zic așa. Ne armonizăm, la al doilea antrenament te ascult când ești pregătit și dacă vrei să-mi spui. În primul rând, treaba mea este, în primul și în primul rând, să îți antrenezi corpul. Tu, de multe ori, nu trebuie să-mi spui nimic. Antrenamentul și exercițiul și pozițiile pe care le vei executa, care sunt la nivelul tău fizic și emoțional din momentul respectiv, rezolvă deja primul strat gros de mâl cu care ai venit. Deci, pur și simplu, exercițiu, mișcarea, ia din mâlul ăla gros. Și după aia te trezești că omul poate să înceapă să verbalizeze. Deci, exercițiile tale concepute de tine, care sunt formate din mișcări firești ale corpului, da? În ritmul propriu al fiecărui om, au rolul, scopul și sarcina, jobul, să îndepărteze ca o vindajă, strat după strat de mâl, primul strat. Exact. Da? Da. Și după aia, și straturile depuse, aluvionare emoționale depuse în ani de zile. Exact. Exact, da. Și asta este ce am căutat în toți anii ăștia. Și asta este ce am experimentat. De asta mi-a luat atât ani să ajung la concept în sine, că eu am stat numai în sala de sport și am identificat încă niște variabile mici pe care le mai pot schimba sau ce mai pot să îmbunătățesc. Nu m-a interesat nici să îl hiperpromovez, nici să vorbesc despre el. Trebuie nimica. Să ne oprim. Deci iată, dragii mei, un alt mod de abordare terapeutică, terapia emoțiilor.
negative, bineînțeles, pornind de la mișcare și ajungând la eliberări emoționale. Nu uitați, sâmbătă, ora 11, la roată, în Parcul Herăstrău, echipament lejer, de sport, pregătiți-vă pentru două cursuri minunate, în aer liber, pase magice cu mine și Catartix cu Ioana. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim mult de tot! Device-ul acesta Torsor original, să știți că funcționează. Pentru ochi, că am o degenerascență maculară și de când îl pun aici, în frunte, îl leg și dorm așa cu el, până dimineața. Și eu n-am mai luat medicamente pentru ochi. Pentru noi, torsorul a fost de ajutor în probleme de nevroze, nervi, deci stare. Ne-a calmat, să zic așa, ne-a liniștit somnul, ne-a muscular. Poate și în privind, da, cu inima, cu tensiunea, am observat îmbunătățiri. Am redus destul de mult din medicația alopată. Folosind torserul, mi s-a ameliorat durerile, cel puțin la coloană, pe care așa, și glicemia mi-a scăzut destul de mult, somnul mi s-a îmbunătățit foarte mult, e ca un somnifer acest torser, l-așez cu partea pe care scrie torser către piele. De obicei îl țin la spate, la coloană, acolo am probleme mai deosebite. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. E, acum, de când am torserul, n-am mai fost la urgență, niciodată. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torser este un bun la casa omului.